Dragii mei scorpioni, bine v-am regăsit la etalarea pentru fiecare zodie în parte, pentru luna iulie. O etalare în care o să vorbesc despre toate planurile, material, financiar, carieră, iubire. Bineînțeles că o să insist acolo unde, eu știu, este nevoie de clarificări. Și acolo unde un plan se evidențiază mai mult decât altele, o să avem un răspuns personalizat la o situație particulară la care o să vă rog să vă gândiți la un moment dat. O să vorbim și despre planul intimității, de ce nu, cam cum stați voi cu intimitatea, așa, cu dragostea în luna iulie. Un mesaj de la divinitate și chiar o să încep cu niște mesaje aproape personalizate, surpriză. Nu mai vorbesc de mesajele călăuză pentru luna iulie, pe care eu aceste mesaje cu care o să încep le-am scris acum ceva vreme pentru voi, mă rog, este față verso, pentru că în funcție de aceste mesaje o să vedem de ce ar trebui să țineți voi cont, dragii mei scorpioni, dragile mele scorpioance, în luna iulie. Haideți să vedem, dar cu ce mesaj începem. Vedeți că sunteți pe acolo niște relații toxice. Nu vă puteți desprinde de o relație toxică, trio, relație cu năbădăi. Capricorn, Taur, Berbec, poate că săgetător, poate că aveți pe acolo prin destinul vostru aceste semne zodiacale. Să trecem peste, spune primul mesaj pentru voi luna iulie. Nu are cine să ne mai învețe ceva. Am putea să trecem, am putea să discutăm, am putea să vorbim. Chiar dacă în momentul de față liniștea s-ar putea să fie cel mai bun medicament. Probabil că voi, dragii mei scorpioni, sunteți într-o perioadă de silențio stampa. Poate că nu discutați, nu mai vreți să vorbiți cu nimeni, nu mai vreți să aveți alte relații sau pur și simplu vreți voi așa să fiți lăsate în pace, pentru că sunteți cumva în căutarea sinelui, sunteți în căutarea redescoperirii voastre ca ființe, ca personalitate. Să știți că sunt unii scorpioni care se află chiar în jurul vârstei de 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani, așa, cu se schimbă prefixul, să zic, și simțiți nevoia de a vă regăsi pe voi, pentru că nu vă mai simțiți ok nici în jurul prietenilor, cu prietenii, nici serviciul vostru nu vă mai oferă poate foarte mari satisfacții, nici relațiile pe care le aveți. Sunt foarte mulți scorpioni care sunt singuri, poate că sunt triști, sunt izolate, dar pentru că așa își doresc. Pentru că așa vor, pentru că nu mai vor să se implice în relații din care după care au suferit. Vedeți că în unele situații poate că nici cu sănătatea nu prea stați așa bine, s-ar putea să aveți totuși niște problemuțe. Eu cred că niște analize, nu vreau să vă spun, Doamne ferește, că v-am spus, eu nu discut despre planul acesta al sănătății, pentru că nu mă bag, nu este domeniul meu și nu vreau să cine știe ce inepții să spun. Dar n-ar fi, să știți, n-ar fi rău să vă duceți la niște analize din astea generale. Cu spatele pe aici, pe acolo, s-ar putea să fie cu greutatea sau, mă rog, poate că unii ați slăbit foarte tare într-un timp foarte scurt, poate că alții v-ați îngrășat foarte tare într-un timp foarte scurt sau mâncatul acesta obsesiv, compulsiv, seara, dezordonat, în sfârșit, s-ar putea să vă creeze anumite probleme. Sunt scorpion care experimentează tot soiul de episoade din sfera anxietății, adună frustrări, parcă nu le iese nimic în sfârșit, în luna iulie, dacă, mă rog, au avut tot felul de problemuțe. Și din punct de vedere al insomniei, foarte multe griji, s-ar putea să vă faceți griji pentru voi, pentru cei din jurul vostru. Aveți un moment în care, și cred că și în luna iulie va fi acest moment de, nu vă spun, ce să vă zic, dar nu este pentru toți scorpionii, energia fiind colectivă. Cred că și în luna iulie vă văd, sau cel puțin de 4 luni, și în luna iulie există această singurătate, sau mai mult spus, în singurare. Știți? Cumva în singurare. Nu vorbim de o retragere, eu știu cum este pusnicul, de exemplu, sau, mă rog, să nu... Adică
vă văd că vă duceți, faceți treabă, în sfârșit mergeți la muncă, nu are legătură cu chestia asta, ci doar că voi vă simțiți bine cu voi, știți? Despre asta este vorba. Sau vreți să vă simțiți, în primul rând, bine cu voi. Există, de asemenea, un nou început aici, după o perioadă de autoizolare, de însingurare, un nou început timid, s-ar putea să fie în luna iulie, sau începând cu 1 iulie, sau începând cu, nu știu, într-o săptămână după luna iulie, să existe o posibilitate de împăcare cu o persoană cu care n-ați mai discutat, n-ați mai vorbit, nu ați mai comunicat. Dar nu este o împăcare în care reluați legătura și stați împreună, oficializând relația până la adânci bătrâneți. Nu mai stați certați. Nu vă mai, cum să, da, nu mai sunteți certați, nu mai stați certați. Asta este exprimarea. O relație în care s-a suferit, o relație în care lucrurile nu au mers așa cum ați vrut voi. Sau poate să fie vorba despre o împăcare cu copilul vostru, dacă este mare, să zic. Sau cu un membru al familiei, familie extinsă. Cu un prieten foarte bun. Nu mai stați certați. Despre asta este vorba în această situație a voastră. Haideți să vedem și mesaje călăuză pentru voi, două, trei, câte unul, câte ori se vor extrage. Să vedem ce putem să mai aflăm. Conflict. Dar veți face un compromis. Dacă v-aș certa, cum spuneam, vedeți cu cineva, există un compromis după un conflict și mai mult decât atât. Compromisul acesta, nu, n-are rost că nu mai este și acesta. În fine, da, împăcare, compromis, la uitați. Deci aceste cărți o să le citesc așa cum sunt, cu susul în jos sau invers. Se termină acest conflict în luna iulie. Cum spuneam, vedeți, vă împăcați, vedeți că toate sunt legate. Se termină acest conflict, se ajunge la un compromis, dați mâna, poate și pe la serviciu, să știți, ar putea să rezolvați acest conflict pe cale amiabilă, să vă dați mâna, să vă strângeți mâna, chiar dacă poate nu vă face super mare plăcere. Aici vorbim de conflicte la serviciu sau între colegi, nu prea vă face plăcere, dar ca să rezolvați tot, să nu mai stați certați și să vă vedeți de viață, bateți palmă. Sau, mă rog, un parteneriat eșuat sau un contract eșuat. Bateți palmă. Altfel, este vorba despre sfârșitul unui conflict prin a ajunge la o înțelegere. Despre asta este vorba. Ajungeți cumva la o înțelegere. S-ar putea chiar în iubire să fie vorba despre a nu mai sta certată cu o persoană, că v-a fost bărbat, că v-a fost soție, că v-a fost în sfârșit relație, concubin, concubină, nu contează. Probabil că vă veți înțelege. Și în procese de partaje, la fel vă veți înțelege. Ce rost are să o mai lungim? Că de asta spun. Să trecem peste. Nu mai are cine ce să ne învețe. Despre asta este vorba. Hai să facem un pact. De ce nu? Pentru că nu vreau să trecem pe stradă, unul pe lângă celălalt și să nu ne privim sau să trecem unul pe o stradă, pe un trotar, celălalt pe un trotuar, pentru că am avut la un moment dat și lucruri frumoase care s-au întâmplat în viețile noastre. Leul, să știți că joacă un rol extrem de important în această etalare. Este o prezență foarte, foarte importantă. Săgetătorul, cum spuneam, și celelalte zodii amintite. Există un soare, o perspectivă pozitivă în luna, deci începând din luna iulie, ducându-ne până următoarea lună, deci următoarele două luni vor fi definitorii pentru o împăcare, pentru această împăcare cu o persoană cu care v-ați certat conflict. Deci mai ales scorpionii care au fost în tot soiul de conflicte. Rezolvați. Veți fi în controlul situației și nu veți mai avea îndoieli vis-a-vis de cinstea și credința și intențiilor acestei persoane care vrea să se împece cu voi, să vă împăcați cu voi. După niște certuri repetitive, că s-ar putea să fie blocaj de blocaj, ceartă, împăcare, ceartă, împăcare, după care silențiu, stampa. Ați vrut să fiți lăsat în pace, lasă-mă, a suferit,
Dar uite că sunt aceste noi începuturi cu compromis. Persoane șatene, blânduțe, grizonate, cu ochii deschiși la culoare sau căprui, căprui, verzui. Se insistă vis-a-vis de această reuniune, de această împăcare. Îmblânzirea scorpiei, dragii mei, sau, mă rog, dragile mele. Luna a opta este o lună, v-am spus, decisivă, pentru că în planul iubirii, dacă este să mergem mai departe, se rezolvă o situație în care a fost extrem de confuz sau confuză. Acum, oricineva vă spune despre un adevăr sau dă în vileac pe cineva sau ajungeți la acel compromis pentru că discutați despre adevărul și informații pe care le-ați ascuns unul de celălalt sau aflați voi despre această persoană care își dorește să vă ofere un mesaj, un telefon, un e-mail sau să stați de vorbă despre anumite lucruri care nu s-au spus în trecutul vostru. Practic, să lămuriți niște situații. Dintr-o dată, totul vă va deveni extrem, extrem de clar în ceea ce privește cel puțin o persoană la care vă gândiți în acest moment. Veți avea niște revelații sau veți descoperi voi înși vă. Veți descoperi misterul dispariției unei persoane din viața dumneavoastră. Absenței, să spunem așa, lipsei. De asemenea, în cuplu s-ar putea să fie chiar o trezire în cuplu. Depășiți rutină, depășiți acea singurătate în doi. Vă treziți îndrăgostiți de aceeași persoană. Și nu este departe. Luați-vă cât timp vreți să fiți singuri, însingurați, pentru că acum, într-adevăr, este o perioadă de singurătate, dar pentru că așa vă doriți, pentru că totul se schimbă spontan în luna iulie, prin aflarea acestor adevăruri sau prin aflarea faptului că persoana asta vă scrie un mesaj în care vrea să lămurească tot ce s-a întâmplat între voi. Mă refer la lucrurile nespuse, printr-un blocaj, printr-o ceartă, în sfârșit, ați fugit unul din unul de celălalt sau din relație. Vă faceți planuri, totul va decurge absolut normal. Acum poate sunteți profesori, poate sunteți persoane care scriu foarte mult, poate lucrați în presă, poate lucrați, nu știu, la un ziar, la televiziune, poate aveți legătură sau cochetați sau sunteți persoane care sunteți factori de decizie. Probabil cei care se semnează chitanțe, facturiere, economiști, persoane care stau la birou, care fac planuri. De asta spuneam. Scrieți foarte desenatori, tehnici, nu știu, ceva ce scrieți foarte mult, vă văd cu pixul și cu cartea și cu stiloul în mână, în sfârșit semnături. Sau puteți face intra într-un astfel de serviciu. De asemenea, să știți că este o perioadă la fel de bună ca și la balanțe de a începe niște cursuri de formare personală, profesională sau de a începe contracte noi. S-ar putea ca unii scorpioni să se afle la sfârșitul unui contract, începutul altui contract. Pe o perioadă de 4 luni, 4 ani, 4 săptămâni, 4 zile sau începând cu aceste 4 puncte, să spunem așa. Sau chiar peste o lună de zile, mă rog, luna viitoare, s-ar putea să auziți de o oportunitate ulterior să o semnați. Un contract, o tranzacție, oportunitate. Cineva parcă vă suflă așa în ureche, vezi, nu rata opțiunea, oportunitatea aceea. Și atunci sunteți pe cale să semnați niște tranzacții, contracte care se vor desfășura pe o perioadă, v-am zis, nu extrem, extrem de lungă, adică până la final, sau, dar v-am zis, poate până la 4 ani, să zic. Poate cine știe, semnați niște acte să vă mutați într-o casă nouă și stați acolo 4 ani de zile. Cine știe. Bun, haideți să vedem în continuare ce putem să aflăm pentru voi, dragii mei scorpioni, luna iulie. Era să zic luna august. Poate că aveți ceva cu luna august. Voi, extraordinar.
E bine să știți că unii scorpioni ar putea să devină părinți. Sau scorpionii care au copii ar putea să devină bunici. De ce nu? Familia s-ar putea să vi se mărească. Posibil să fie vorba despre, în altă ordine de idei, cu o perioadă, și aici o să întreb și acele cărți de oracol care vizează intimitatea, s-ar putea ca luna iulie să fie o lună iulie în care deveniți extrem de activ din punct de vedere intim. Doar că nu cred că veți pune foarte mare preț pe a rămâne într-o relație, cel puțin în luna iulie. Pentru alți scorpioni sau scorpionce, un control nu ar fi răuț dacă vi l-ați face în zona abdominală, ovare, prostată, uter, în sfârșit, aparatul reproducător, ca să zic așa. Nu ar fi rău. Și atenție la acele persoane care își refuză sau care are o reală problemă cu intimitatea, cu sexualitatea, cu trupul său. Intervenții în zona abdominală ați făcut, faceți, în sfârșit. Învăluiți-vă cu iubire, compasiune și iertare. Poate sunt persoane care nu pot să facă copii, poate sunt persoane care nu mai vor, poate sunt persoane, dar are legătură cu... Bine, aici este nevoie de o etalare mult mai profundă, foarte, foarte, cum să vă zic, îmi cer scuze că Aki este foarte activă. Poate are legătură cu faptul că, nu știu, n-ați avut copii niciodată sau ați adoptat sau veți adoptat sau ați avut, probleme, intervenții chirurgicale, apendicită, pierderea unei sarcini, dacă sunteți doamne, de exemplu, sau domnii cu prostată, în sfârșit. Deci, luna iulie, n-ar fi rău și o meditație, n-ar fi rău să vă împăcați cu voi, să vă împăcați, să vă acceptați așa cum sunteți, să vă acceptați trupul, să vă acceptați fiecare, cum să vă spun, deformitate, dar mă rog, e un termen mai profund. Să vă acceptați așa cum sunteți. De asta spun că luna iulie s-ar putea ca scorpionii să aibă realmente apucături așa, note, să ajungă până într-acolo încât chiar să, nu știu, să trăiască clipe intime o singură noapte cu o persoană pe care nu o cunoaște, știți? Dar, mă rog, asta toate la timpul, totul la timpul său. E bine, scorpionii singuri s-ar putea să aibă parte de regăsirea cu sufletul pereche, regăsirea cu o persoană din trecut, împăcare cu un membru al familiei, cu suflet geamăn. Vă văd foarte, cel puțin până la finalul lunii iulie, zâmbind. Vă bucurați foarte tare unul de prezența celuilalt și cred că să știți că lucrurile se echilibrează și din punct de vedere al sănătății, bună dispoziție, dar spre sfârșitul lunii iulie. Deci nu începutul lunii iulie, după 27 iulie, există posibilitatea refacerii unui conflict, că tot vorbeam de acele conflicte. Și asta mi se confirmă, faptul că vă veți împăca, veți râde, vă veți simți foarte bine unul cu celălalt și veți fi realmente în echilibru. Și acum, dacă tot am vorbit de regăsire, scorpionii singuri, regăsire cu sufletul geamă, sufletul pereche, nu știu, sunt jucăușenii, vă jucați, vă transmiteți mesaje. Ce v-am zis? Ia uitați. Uniunea sufletelor pereche. Scrie sus. Deci, ce să vă mai zic? Este vorba despre uniune de inimă, trup, suflet, rațiune, tot ce vreți voi. Deci atenție mare că scorpionii își vor găsi sufletul pereche, dar eu acum vreau să clarific dacă este din trecut sau din viitor. O persoană pe care nu o cunoașteți, ca să avem și clarificare aici pentru voi. Ia să vedem.
Este o persoană. S-ar putea să fie o persoană. Este o persoană care vă este destinată, dar cred că balanța este în zona de noutate. Dar în orice caz, oricum ar fi, veți întâlni sau veți întâlni pe the one, cel ales sau cea aleasă. Deci ar putea să rămâneți împreună cu această persoană până la adânci bătrâneți. Ia uite, trei cărți care spun despre același lucru. Dragostea este pe vine, deschideți-vă inima, veți fi împreună într-o pereche perfectă. Un răspuns aproape personalizat la o situație particulară, acum dacă are legătură cu subiectul, nu trebuie să vă faceți niciun fel de grijă, pentru că totul se întâmplă la timpul potrivit. Omul potrivit, la locul potrivit, la timpul potrivit, la totul este potrivit. Perfect timing. Nu trebuie să vă faceți de situația potrivită. Deci totul se rezolvă, nu trebuie să vă faceți griji, totul va fi exact așa cum trebuie să fie. Ei bine, din punct de vedere al intimității, dragii mei, că tot vreau să văd cum stați și cu iubirea, cu intimitatea, dacă aceste cărți sunt. Nuditate explicită, nu vi le arăt. Una este una... Mă rog, sunt. Dar, cum spuneam, nu știu, nu pot să vă arăt, că... Poftim, gata. Să știți că este vorba despre, v-am zis, Scorpion, care sunt foarte activi din punct de vedere intim. Aici există posibilitatea și unor dorințe de a recupera, din punct de vedere intim, o persoană cu care v-ați certat. Sau s-ar putea să vă certați cu o persoană din trecut, să nu mai ajungeți la intimitate, stând așa spate în spate. Asta pot să vă arăt, stați cumva spate în spate. Și s-ar putea ca unii să calce pe bec, beculeț. Atenție la scorpionii care sunt căsătoriți și care s-ar putea să aibă niște relații extraconjugale. Scorpionii care sunt implicați cu săgetător, nu mai, s-ar putea să reia relația, dar să nu mai meargă, să nu mai fie pe aceeași lungime de unde să mai încerci odată și atunci... Deci nu cred că este vorba despre trecut aici, că tot vorbeam despre dacă este vorba despre o persoană din prezent, din trecut sau viitor, nu cred că este din trecut. S-ar putea să se încerce o oarecare legătură, reluare de legătură, dar parcă ceva nu mai merge. Și din punct de vedere intim. Nu se mai pupă masa cu casa. De asta cred că vă așteaptă altele mai noi, mai drăguțe, mai profunde. Un mesaj din partea divinității special pentru scorpionii, luna iulie. Dragii mei, păi voi aici s-ar putea să fie vorba despre o grijă foarte mare pe care o aveți față de copiii voștri. Dacă sunteți bărbați, dacă sunteți femei, mai puțin contează. Ideea este de familie, de grijă, de a fi totul bine cu voi și cu familia voastră, după care să vă orientați și către planul iubirii. S-ar putea ca unii scorpioni care sunt singuri și au copii sau unele scorpioance care sunt singuri și au copii să-și dorească alături de ele persoane noi, dar care să reacționeze foarte bine vis-a-vis de copiilor. Este o protecție a scorpionilor pentru copiilor și atunci cel care intră în viața lor sau cele care intră în viața lor vor trebui să fie să rezoneze foarte mult în planul acesta familiar. Sunt anumiți scorpioni în căutarea unui tată vitreg sau unei mame vitregi, știți? Și asta e pentru, mă rog, o categorie de persoane mai rare. Dar vă văd zâmbind, vă văd relaxați, vă văd liniștiți, echilibrați și pregătiți-vă ca în viața dumneavoastră lucrurile să se schimbe din punct de vedere cel puțin sentimental. Dragii mei scorpioni, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, aveți grijă de voi să aveți o lună, nu știu cu septembrie, nu, o lună iulie. Și august am zis, sau august, septembrie. Vedeți că pe acolo se întâmplă niște minuni. Sarcini, de ce nu?
Să aveți o lună iulie minunată, încărcată de bucurii, de multă, multă sănătate, tot ce vă doriți și la mulți ani tuturor celor care își aniversează ziua de naștere, zilele de naștere în luna iulie. Numai bine, vă pup și vă iubesc. Pa, pa!